Și apropo de persoane care îmi displac, mai e o persoană care nu-mi place, Dani Mocanu. Îl știți pe Dani Mocanu? Da. În cazul în care e cineva care, pe care nu-l știe pe Dani Mocanu. Dani Mocanu este un manelist, da? E cel mai gangsta manelist, e cel mai băiat rău, e tupa cu manelelor omul ăsta. Și în același timp e tipul care a pus un selfie cu el pe Facebook. A pus un selfie cu el în lift. Și în descrierea pozei a scris că i-a zis liftul, că îmi pare rău, dănuțule, n-am unde să te duc, că deja ești la cel mai înalt nivel. Ăla e. Am mai pus o poză cu el lângă o mașină cu care vorbea, omul vorbește cu obiectele. Eu sunt sigur că el se duce la aparatul de cafea, apasă pe aparatul de cafea și zice aparatul de cafea: îmi pare rău, dănuțule, n-am ce să-ți fac, că deja ai una scurtă. Se duce la bar, cere un pahar de Cuba Libre, ia paharul de Cuba Libre și zice paharul: îmi pare rău, dănuțule, n-am decât cola, că tu ești deja rom. Într-o zi, dănuțul nostru singur acasă, își trage lângă el un pachet de șervețele, mută mouse-ul în stânga. Râd bărbații la gluma asta. Pentru fete, intră pe un site porn. Nu știu, ziceți. Pornhub, sau cum ai zis băiatul, eu chiar nu mă pricep. Chiar nu vine nimic în minte acum, în afară de RedTube și YouPorn. Dar mă rog. Sau X Amsterdam, în rest, nimic, doar Pick Hunter. Sau Casting Couch, așa. Sau Fake Taxi. Sau Horse and Horses. Mă rog, intră dănuțul nostru pe un site porno și apare un pop-up cu un banner pe care scrie: închide tabul cu mine, dănuțule, că tu ești deja terminat. Am mai zis gluma asta și acum câteva zile eram în duș și când am ieșit din duș am văzut că mă sunase Dani Mocanu. Aveam un apel ratatatatat. Bine ai venit la finalul clipului. Dacă tot ești aici, lovește butonul de subscribe și dă-i în clopoțel ca surdul în clopoțel.